găsit, doamnelor și domnilor, pentru ediția de astăzi a Jurnalului de Viață. Vă rog să încercați, pe măsura posibilului, să faceți abstracție de abundența de știri alarmiste în legătură cu această nouă amenințare la nivel mondial venită din China, am numit aici coronavirusul, dar și știrile referitoare la epidemia de gripă din România, pentru că doamnelor și domnilor, astăzi suntem față în față cu un reputat specialist infecționist și o să aflăm informația curată în legătură cu aceste două subiecte și nu doar cu acestea. Avem întâlnire astăzi cu doamna conferențiar dr. Simin Florescu, medic primar infecționist, supra-specializat în boli tropicale, director medical al Spitalului Victor Babeș. Bine v-am găsit, doamna doctor! Bine ați venit și mulțumesc mult pentru invitație! Spitalul în care ne aflăm este în această perioadă și una dintre cele 5 unități din România, cele 5 unități pregătite în cadrul unui plan amplu de luptă cu coronavirusul în situația ipotetică în care acesta va ajunge în România, în spațiul românesc. Spuneți-ne în ce a constat această pregătire a spitalului pentru acest scenariu și dacă zilele acestea lucrurile curg altfel, având în vedere contextul. Da, spitalul nostru este una dintre unitățile care se ocupă de foarte mult timp de tot felul de epidemii și chiar și de pandemii, dacă vorbim de 2009-2010. Avem o experiență, zic eu, vastă în acest domeniu de-a lungul generațiilor de doctori și în acest sens noi suntem practic în permanență pregătiți pentru așa ceva. Adică pentru noi nu constituie nimic special ca și pregătire, ca și atitudine. Doar germenii diferă de la epidemie la epidemie. Pe de altă parte, pe lângă specificul de boli infecțioase, noi mai avem această parte foarte caracteristică, atât clinicii cât și părții didactice din spitalul nostru, și anume bolile tropicale, bolile de import. Și în această idee, bineînțeles, cu atât mai mult suntem obișnuiți cu importul de diverse patologii din alte zone ale lumii. Și bineînțeles că în permanență ne așteptăm și suntem pregătiți pentru așa ceva. De aceea, pregătirea pentru această posibilă epidemie cu coronavirus în România nu e niciun caz încă, așa, nu a constat în nimic foarte spectaculos, pentru că noi am fost pregătiți și pentru acea alertă de Ebola, dacă vă amintiți, în urmă cu câțiva ani. Suntem pregătiți pentru eventuale cazuri de MERS-CoV, care este tot o infecție cu coronavirusul și care are o severitate de departe mult mai mare decât nouul coronavirus. Deci noi suntem obișnuiți cu aceste patologii și nu facem decât să mai individualizăm câte un circuit în care să mai recapitulăm cum trebuie izolați, transportați, internați pacienții respectiv, să ne reinstruim, să zic așa, pe toate aceste detalii. Nu reprezintă nimic foarte nou și foarte spectaculos pentru noi, doar că trebuie să fim la curent cu ce se desfășoară într-adevăr pe plan mondial și să fim alerți ca și doctori, să nu trecem cu vederea niciun caz. În orice caz, în clinica noastră vin pacienți, la raportul de gardă sunt relatate în fiecare zi retur China, retur Thailand, retur Myanmar, retur America de Sud, retur. Deci suntem foarte obișnuiți. Este o obișnuință a locului, nu? Să aveți aici, să tratați pacienții care vin din zone îndepărtate ale lumii cu, sigur, provocări mult diferite față de ceea ce înseamnă patologia românească. Am auzit tot zilele acestea, pentru că, sigur, ceea ce pentru dumneavoastră intră în zona firescului, pentru noi, cei care stăm și ascultăm mesajele autorităților, merge în zona aceasta a semnalelor de alarmare, o alarmare în limitele ei, cum să spun, educate, dacă putem să spunem așa. Și am auzit declarațiile pe acest subiect, inclusiv acelea ale domnului profesor Rafila, care spunea așa că la nivelul acelui comitet interministerial, care se reunește destul de des în această perioadă, se fac diverse scenarii în funcție de care se pregătesc aceste răspunsuri. Cât de probabilă este apariția unor cazuri în țara noastră și răspândirea lor?
Asta este destul de dificil de estimat statistic, să zic așa, dar dacă ne uităm la modul în care există o circulație destul de intensă între noi și acea regiune a lumii și la modul în care au apărut câteva cazuri și în restul Europei, da, există o oarecare probabilitate de a apărea și în România. Noi sperăm că această probabilitate să fie foarte, foarte scăzută, tocmai pentru că autoritățile de sănătate publică, ministeriale și noi ca și unități spitalicești suntem alertați deja și știm. Și dacă ar apărea vreun caz de import, ar fi extrem de repede contenționat. Deci nu cred că se va întâmpla vreodată ce s-a întâmplat în China, pentru că aici lucrurile se cunosc, ca și în restul Europei, și după cum ați observat, după exemplu colegilor din vest, toate cazurile au fost foarte rapid izolate, tratate și nu s-au mai răspândit. Deci toată chestiunea se învârte, de fapt, în jurul identificării imediate a unui astfel de caz. Pentru că altfel, scenariul nu mai este la fel de optimist. Nu? Ajuns într-o colectivitate, am văzut că lucrurile nu mai pot fi prea ușor controlate. Dar dacă privim la modul în care se mobilizează lumea academică la nivel mondial în căutarea, sigur, a unui antidot pentru acest nou coronavirus, avem motive să credem că momentul acesta al descoperirii este aproape sau destul de îndepărtat? Este dificil de spus asta, dar ceea ce știm cu certitudine este că pentru celelalte coronavirusuri există deja studii privind diverse mijloace terapeutice, studii care sunt la un nivel intermediar în acest moment, dar reprezintă o speranță pentru un tratament direct țintit împotriva acestui virus. În ceea ce privește prepararea unui vaccin, și aici lucrurile nu sunt într-un stadiu foarte evident, ca să zic, de administrat în populația largă, dar există deja studii făcute cu rezultate semnificative și probabil, așa cum s-a întâmplat și în decursul acelei izbucniri epidemice de Ebola, lucrurile se vor accelera cu această ocazie a acestei epidemii și vor ajunge la rezultate mult mai rapid decât, să zic așa, în intervalele interepidemice. Și Ebola, într-adevăr, a fost atunci o declanșare care a speriat lumea, nu prin numărul mare de cazuri în Occident, dar prin posibilitatea de a se exporta foarte rapid din locurile de origine în alte țări. Și cu ocazia asta, într-adevăr, au fost investite fonduri foarte importante, care au dus, într-adevăr, într-un final, la prepararea unui vaccin. Probabil vedem aceeași mobilizare și în momentul de față, dar pentru că vorbim despre coronavirusuri și pentru că îmi spuneați mai devreme că unitatea în care dumneavoastră activați este pregătită nu numai pentru această provocare a momentului, dar și pentru alte tipuri de coronavirusuri, unele chiar mai periculoase decât acesta, spuneți-ne care este specificitatea acestora. De ce sunt atât de temut coronavirusurile? Coronavirusurile reprezintă o categorie extrem de largă de virusuri. Cele mai multe dintre ele sunt cele care circulă în sezonul rece și care determină infecții de trag respirator. Deci nu e ceva extraordinar să ai o traheobronșită sau o pneumonie intestinală terminată de un coronavirus obișnuit. Din când în când însă apare câte o nouă tulpină, cum este și în acest caz, care la un moment dat își poate schimba comportamentul. Lucrurile astea s-au văzut cu ocazia SARS-ului în urmă cu mai mulți ani, originat tot din China. După aceea, cu ocazia infecției cu MERS-CoV, care era tot un coronavirus din Orientul Mijlociu, și care, într-adevăr, brusc au avut o virulență mai mare și au determinat o mortalitate mai mare. Aceasta este teama, într-adevăr. Virusurile sunt niște microorganisme extrem de imprevizibile. Deci ele suferă tot timpul modificări, mutații și nu este exclus ca unul la un moment dat să nimerești peste o mutație care să fie puțin mai virulentă, cu o transmisibilitate mai mare. Fiind imprevizibile, de aceea toată lumea este cu ochii pe ele. Dar, în speță, coronavirusurile în sine, cu excepția celor două tipuri de tulpini care au determinat SARS-ul și MERS-CoV, sunt niște virusuri cum se cade, până la un moment dat. Bun, dar există argumente științifice care să ne arate că mutațiile acestea produse mai cu seamă în anumite teritorii, cum ar fi zona aceasta asiatică, Orientul Mijlociu, ne spuneați, ar fi un teren propice acolo pentru astfel de mutații?
generații? E greu de spus. Nu cred să aibă neapărat o legătură geografică. Bineînțeles, de-a lungul timpului s-a văzut că într-adevăr mai mult de acolo sunt, dar nu putem spune că exclusiv numai de acolo. Posibil să fie ceva în legătură cu faptul că aceste virusuri au evoluat ca niște zoonoze, adică transmise de la animale păsări la om. Din punctul ăsta de vedere ar putea să aibă ceva specific. Dar asta nu înseamnă că neapărat trebuie să plece și să rămână numai de acolo. Asta rămâne de văzut, e destul de aleator. Și apoi, marea provocare este, sigur, gestionarea, care nu mai este o chestiune care ar ține de un anumit teritoriu, pentru că, nu-i așa, vorbim despre o circulație intensă a populației mapamondului. Dar vă propun acum să privim mai aproape de noi, sigur, rămânând conectați la tot ceea ce înseamnă informație cu caracter de noutate în privința evoluției acesteia coronavirusului. Venim la amenințările imediate. Suntem în plină epidemie de gripă în România și v-aș întreba dacă avem motive să credem că tulpinile cu care ne luptăm anul acesta aduc forme mai virulente ale gripei. Deocamdată nu s-ar putea spune asta. Noi ceea ce vedem ca și clinicieni în spital, nu vedem forme mai multe sau mai severe decât anul trecut. Dimpotrivă, sunt forme mai ușoare. Până și numărul total de cazuri este mult mai mic decât anul trecut până în acest moment. Deci nu văd niciun motiv de panică. Pe de altă parte, gripa este în fiecare an în România, ca și în toată lumea. Vaccin există în permanență în fiecare an și ar trebui să intre în practica fiecărui om să-și facă acest vaccin antigripal, mai ales dacă face parte din grupele mai sensibile, expuse, vârste. Dar probabil că asta intră într-o categorie care se cheamă educație medicală și de care suntem responsabili, în primul rând, noi doctorii, începând de la nivelul de medic de familie, medicină școlară, până la nivel de clinician de spital, cât și familiile respective. Pentru că întotdeauna, într-un act educațional, sunt două părți. Cel care educă și cel care ar trebui să asculte mijloacele respective. Bun. Am văzut destul de multă îngrijorare și în legătură cu faptul că au existat, există un număr de decese și printre pacienții care au decedat ca urmare a unui astfel de diagnostic de gripă sunt și copii. Există anul acesta o vulnerabilitate mai mare a acestei categorii în fața gripei? Nu cred, cel puțin până acum, să spunem că există o vulnerabilitate mai mare. De ce se există în fiecare an? Atât adulți cât și copii, din păcate. Bineînțeles că cei mai expuși sunt cei care sunt cu vârste extreme sub 2 ani, peste 65, dar nu numai. Ei sunt cu riscul cel mai mare, dar nu numai ei sunt la risc. Ceea ce vedem acum mi se pare nimic în plus față de anii trecuți. Un număr de câteva decese nu înseamnă ceva amenințător. Oricum, un total și o privire de ansamblu se poate face numai când se termină sezonul epidemic, să putem spune, să putem compara. Dar ce s-a întâmplat până acum nu e nimic ieșit din comun. Din comunul fiecărui an sezon de gripă. Și pentru că spuneați că, până la urmă, vaccinarea rămâne tema principală a acestei discuții despre gripă, haideți să vedem și să vorbim și despre aceste categorii, dar pornim de la cea mai mică vârstă, copilul. De la ce vârstă poate fi el asigurat, ca să spunem cu ghilimelele de rigoare, în fața virusului gripal? El, în primul rând, ca și organism independent, să zic așa, poate fi vaccinat începând de la vârsta de 6 luni cu vaccinul cu virus inactivat. De la vârsta de 2 ani cu vaccinul cu virus viu atenuat. Sub vârsta de 6 luni ar trebui să fie protejat ca pentru multe alte boli prin anticorpii transmiși de la mama lui. Iar mama lui îi transmite acești anticorpi, în primul rând dacă ea are, adică dacă este vaccinată, sau și în al doilea rând dacă îl alăptează. Deci anticorpii materni sunt transmiși atât transplacentar în timpul sarcinii, dar mai ales ulterior prin alăptarea noului născut. Deci dacă aceste condiții sunt toate îndeplinite, atunci copilul ar trebui să fie protejat cam până în vârsta de 6 luni față de mai multe boli, nu numai de gripă. Și de-abia de la vârsta de 6 luni, când devine expus prin dispariția acestor metabolizare a anticorpilor materni,
atunci ar trebui să fie și el vaccinat la rândul lui antigripal. De altfel, de la 6 luni până la 2 ani constituie grupul de risc mare, copiii foarte mici care trebuie vaccinați. Din păcate, aceste lucruri nu se întâmplă în marea parte a populației noastre, pentru că există această reticență indusă de curentele antivaccinale împotriva oricărui fel de vaccin, deci nu numai vaccin antigripal. Și lucrul ăsta îl vedem ca și clinicieni și spital de câțiva ani de zile în privința rujolii. Am avut sute și mii de cazuri de rujol. Este ceva de necrezut în condițiile în care vaccinul antirujolic este un vaccin cu o vechime atât de mare și cu eficiență atât de bine dovedită și fără efecte secundare. Chestia cu autismul și cu nebunelile, deja a fost o chestie care a fost penalizată chiar de către Colegiul Medicilor, cel care a, nu vorbesc de Marea Britanie, cel care a publicat atunci acele date în acel articol, bazat pe 10 copii, 12 copii, a fost clar demonstrat că a fost o șarlatanie și pentru asta și-a pierdut dreptul de liberă practică acel doctor. Au retractat toate acele, s-au emis comunicate și cu toate astea în mintea colectivă, în memoria colectivă, a rămas ideea că acel vaccin determină ceva. Și s-a adus și s-a propagat acest curent antivax, din păcate inclusiv la noi, care a determinat nevaccinarea din acest motiv a foarte mulți copii, a apărut epidemia de rujolă, care s-a întins, bineînțeles, în toată Europa și rezultatele le cunoaștem. La un moment dat eram pe locul fruntaș în Europa, ca număr de cazuri. Acum nu mai suntem, de fericire. Deci, dincolo de vaccinarea antigripală, și celelalte vaccinuri sunt extrem de recomandate. Există în România o tradiție foarte bună în ceea ce privește schema națională de imunizare a copilului și a adolescentului. Tradiția, experiența, toate au arătat că aceste tipuri de vaccinări de-a lungul zecilor de ani au avut un efect benefic. Atât de bun a fost efectul, încât lumea a uitat cum arată boala și a arătat cum arată complicațiile. Și au început să creadă că boala chiar nu există. Asta este un efect paradoxal al unei vaccinări extrem de eficiente. Lumea uită cum arată boala și la un moment dat se îndoiește de existența ei. E un efect paradoxal, dar pe care noi clinicieni încercăm să-l combatem, să spunem, bun, nu vrei să te vaccinezi, copilul tău se va îmbolnăvi, așa arată boala, vrei să fac asta, așa arată posibilele complicații. În orice caz, în privința acestui curent antivaccinal, noi ducem o luptă permanentă pe toate planurile, începând de la practica clinică zilnică până la educarea studenților, pentru că noi suntem și clinică universitară și încercăm la rândul nostru să educăm corect studenții, astfel încât și ei, la rândul lor, să propage mai departe informația corectă. Apropo de acesta, am uitat cum arată boala. Știu că la un moment dat ați povestit un episod din timpul epidemiei de rujeolă care v-a marcat și pe dumneavoastră, care vedeți destul de multe și ați văzut destul de multe într-o activitate vastă, profesională. Vă mai amintiți ce s-a întâmplat atunci? Cum era situația la camera de gardă? La camerele noastre de gardă, numărul de cazuri de rujeolă a fost, din fericire, a fost extrem de mare. Cum să vă spun, la un moment dat, una din secțiile spitalului era ocupată numai de cazuri de rujeolă. Și veneau rând pe rând, și bineînțeles că mulți dintre părinții care veneau nu ne credeau când le spuneam diagnosticul, care este un diagnostic, în primul rând, clinic de boală. Și până la urmă trebuia să le demonstrăm cu teste serologice. A fost extrem de palpitant în perioada aceea. Și să nu uităm că a mai fost un val epidemic în 2005, tot cu rujeolă. Acum, ceea ce s-a desfășurat în ultimii 3 ani a fost un al doilea val, cel puțin de când sunt eu în practica medicală. Și într-adevăr este o problemă mare, pentru că noi am încercat să aruncăm în această luptă argumentelor cu părinții. Pe lângă aceste consecințe imediate, complicații posibile, chiar amenințătoare de viață în unele cazuri, și complicațiile pe termen lung.
De exemplu, dacă le pomenim despre panencefalita sclerozantă subacută, celebrul și temutul PES, care este o complicație la distanță, care apare la 8-10 ani de la momentul rujolei, pe unii dintre ei reușim să-i mai convingem să adere la vaccinare. Da, deci rujola a constituit o problemă majoră acum în regresie. În regresie, sper că datorită vaccinării. Revenim la o amenințare pe care o simțim cu toții în această perioadă, cea virusurilor gripale, și pornisem de la imunizarea copilului de vârstă mică. Atinsesem cumva și subiectul acesta al vaccinării mamei și în perioada de sarcină, și aș vrea să-mi spuneți dacă există vreo contraindicație în sarcină pentru administrarea vaccinului antigripal. În sarcină este recomandat vaccinul antigripal inactivat, deci cel injectabil. El poate fi administrat practic oricând pe perioada sarcinii, dar bineînțeles că toată lumea preferă să evite primul trimestru și până la urmă și noi încercăm să-l evităm primele 12 săptămâni, după care vaccinarea cu virus inactivat, atenție, este recomandată și chiar dorită și chiar indicată tuturor gravidelor. De ce facem asta? Pentru că astea sunt recomandările din literatura medicală. Pentru că în acest fel și mama și copilul sunt protejați de acele forme severe de gripă pe care noi le-am văzut în clinică și care sunt absolut înfiorătoare. Am avut ocazia nefericită să vedem decese materne datorate gripei în trimestrul, în luna 8-a de sarcină, decesul mamei și copilului la naștere cu gripă, decesul copilului, deci sunt niște situații absolut îngrozitoare care puteau fi prevenite printr-un simplu vaccin. Un simplu vaccin care nu este târziu să fie administrat nici acum, când suntem în plină epidemie, nu? Bineînțeles, deci vaccinul poate fi administrat oricând până la sfârșitul epidemiei. Clar, sezonul epidemic. Deși ideal ar fi să începem când? Ideal să începem când nu sunt cazuri. Adică prin lunile septembrie-octombrie ar fi de început. Dar dacă din diferite motive nu s-a făcut acest vaccin și respectivul încă nu s-a îmbolnăvit, poate să și-l facă până la sfârșitul sezonului epidemic. Nu este contraindicat, nu este prea târziu, nu este nimic, condiția să nu fie avut deja boală. Evident că după aceea e posibil să fie inutil. Da, ați observat, în afara acestui curent antivaccinare, mulți români spun așa: n-am avut gripă nici anul trecut, de ce m-aș duce anul ăsta să mă vaccinez? Sau nu, am un organism puternic care știe el să lupte cu virusul gripal. Observați și lucrul acesta? De unde credeți că vine atitudinea asta? De lipsa de educație. Eu aș fi foarte tranșantă la acest capitol. Este lipsa de educație medicală. Asta sunt mai niște chestii de experiență personală, că n-am avut și asta înseamnă că nu o să am niciodată. Nici măcar, nu știu, din punct de vedere al logicii elementare, faptul că am trecut neagă gripă nu înseamnă că nu o să faci nici anul ăsta. Adică e o chestie extrem de bizară să afirmi așa ceva, că tu nu o să ai niciodată, că ești imun la orice, lucrul ăsta este imposibil. Deci cred că e o lipsă de educație medicală și o lipsă de ascultare a informațiilor medicale care sunt prezente pe absolut toate canalele, zic eu, de jurul împrejurul nostru, începând de la mass media până la orice altceva, sfaturile medicului de familie. Dar, din păcate, există aceste situații. N-au niciun fel de logică. E doar o logică așa, cum să spun, dacă n-am avut până acum, n-am nici de acum încolo. Chiar și bunul simț îți spune, nu, poate nu-i va la bine întotdeauna. Da, și așa cum spuneați, ați văzut cazuri dintre cele mai grave, chiar și la oameni care nu fac parte din aceste categorii vulnerabile, adică nu sunt bolnavi cronici, nu sunt trecuți de vârsta de 65 de ani, nici vârsta copilăriei. Nici nu lucrează în mediile acestea în care să vină în contact cu alți bolnavi în mod frecvent și se întâmplă lucrurile acestea. Din păcate, atunci nu prea mai ai cum să acționezi preventiv, ci doar tratând. Poate că discuția asta, deși ea este în fiecare an, vedeți, da, și dumneavoastră și noi, media, în fiecare an, în
momentele acestea de vârf ale incidenței gripei, vorbim foarte mult. Dar probabil că pe parcursul anului, atunci când ar trebui să acționăm, ceva se rupe în lanțul acesta care ar trebui să funcționeze. Și pentru că am ajuns la discuția aceasta despre vaccinare, spuneați că procentul este ceva mai încurajator, vaccinarea în general, nu mai vorbim numai despre vaccinarea antigripală, procentul este ceva mai încurajator și asta se reflectă într-un număr mai mic de cazuri cu ce fel de afecțiuni? Cu boli vaccinabile în general și aici exact acea rujeolă pe care o tot vedem la 10 ani. Și nu-l fac, pentru că adulții reprezintă de fapt sursa. Adulții fiind vaccinați, la un moment dat ne pierdem sau, mă rog, ne mai scade imunitatea post-vaccinală și putem face forme ușoare, forme atipice, deci nu arată ca o tuse convulsivă reală. Dar cu o tuse prelungită, iritativă, nu se mai termină, tușesc de o lună, cunoașteți aceste expresii. Ei, aceștia fac forme ușoare de tuse convulsivă, dar care reprezintă surse pentru copiii expuși din jur. Deci acestea sunt cele două chestii care converg în tusea convulsivă și de aceea noi mai vedem cazuri, mai ales la copii foarte mici, chiar și înainte de vârsta vaccinabilă, adică înainte de 2 luni am avut cazuri. Dintre alte boli sperăm să nu vedem niciodată poliomielită. Noi ne dorim să nu vedem aceste boli. Deși... Da, în principiu este o boală eradicată, doar că, iată, ajungem la procentele acestea de imunizare și atunci este firesc ca dumneavoastră specialiștii să rămâneți în gardă când... Din păcate, nici poliomielita nu este eradicată. Eradicată înseamnă să nu existe nicăieri pe planetă. Pe mapa mond, o singură boală a fost eradicată din totdeauna, și anume variola. În rest, din celelalte boli, inclusiv poliomielita, a fost eliminată ca și transmitere de pe foarte multe părți ale lumii. Dar nu uitați că au existat cazuri la granița cu România în Ucraina. În momentul ăsta există o izbucnire epidemică în Asia, în Filipine, Indonezia, anumite tulpini de polio care circulă acolo, pentru care s-a și emis alertă de vaccinare a adulților și a tuturor celor care călătoresc în zonele respective, o doză suplimentară. Deci, eradicare adevărată, doar variola. În rest, mai colcăie, cum zic eu, între ghilimele, pe aici, pe acolo, cazuri care, la un moment dat, dacă noi scădem bariera protectoare a populației, care înseamnă imunitate post-vaccinală, poate să ajungă și aici. Cum credeți că se mai pot schimba lucrurile în România în privința aceasta? În privința vaccinării? Informație. Informare. Informarea părinților, informare a medicilor de familie și, bineînțeles, partea logistică, care de asemenea are o pondere importantă, aprovizionarea cu vaccinul în mod continuu, sistematic, fără gapuri. Acest front comun, nu? Da. Vreau să relaxăm un pic tonul discuției și să mergem mai aproape de planul dumneavoastră personal. Care sunt satisfacțiile profesiei care vă motivează în momente grele? Că nu mă îndoiesc că există și astfel de momente. Da, există multe. Există multe, ce să spun, dar din punct personal de vedere, deci există o parte profesională clinică, îngrijirea de pacienți, care într-adevăr este foarte motivantă, pentru că această specialitate este una dintre cele în care vezi de la zi la zi pacientul cum este mai bine și ai de foarte multe ori ocazia să-l externezi și poți scrie acolo vindecat și nu doar ameliorat. Asta este o mare satisfacție. În al doilea rând, pe partea didactică, care este o cealaltă componentă a activității mele zilnice, satisfacția este și aici foarte importantă, pentru că e vorba de studenți, rezidenți, care vin în mod constant în clinica noastră și care am avut ocazia să, în ultimele serii cel puțin, să-i convingem pe câte unii să aleagă, de exemplu, specialitatea de boli infecțioase, ceea ce a fost o surpriză foarte plăcută după ce ei fac în anul 6 această specialitate, acest stagiu. Și după ce au trecut pe la noi și au făcut cele 6 săptămâni de stagiu de boli infecțioase, câțiva dintre ei au spus, ne-ați convins să dăm rezidențiat pe boli infecțioase. Și chiar au făcut lucrul ăsta.
în privința rezidenților. Este într-adevăr o satisfacție deosebită în momentul în care îi preiei bobocii. Chiar zilele trecute au venit ultima serie. Bobocii rezidenți anul 1, ziua 1, minutul 1, ora 1, ora 1, minutul 1, secunda 1, cum le zicem noi, să-i preiei și să observi pe parcursul celor 5 ani că ajung specialiști. Da, este într-adevăr o satisfacție. Astea ar fi cele două componente, zic eu, destule, care îți ocupă tot timpul. Din punctul meu de vedere, în afară de partea clinică, am și această parte administrativă medicală, de director medical, de niște ani buni, și care am început să spun colegilor, eu mă simt cel mai bine dacă mă duc și stau 3 ore în gardă să văd 50 de pacienți, decât să fac partea asta la alta, care este mult mai complicată. Pe vremea când eram doar șef de secție, știam clar ce am de făcut în fiecare zi. Deci eu vin, văd bolnavi, scriu conica, facem vizita, facem mai, discutăm cazuri, plec acasă. Dar în această postură de director medical, în fiecare zi am altceva neprevăzut, premieră mondială absolută, ceva nou pe care o trebuie să rezolv. Și din păcate munca asta de administrator în sistemul medical nu se regăsește în niciun tratat. Trebuie să-l vezi din mers. Da. Da. Specialitatea. Când ați ales specialitatea? Dumneavoastră ați avut așa o astfel de întâlnire, cum au rezidenții pe care spuneați că i-ați convins? Să zic că aproximativ da. Pentru că eu am avut această, să zic, orientare către această specialitate exact pe vremea studenției, într-adevăr. Pe vremea respectivă noi făceam boli infecțioase în anul 5. Mai devreme. Da. Și am avut stagiu exact aici, în spital. Erau atunci, în clinică, era domnul profesor Ceaușu și domnul profesor Calistru, mult mai tineri pe vremea aceea, ca noi toți. Și am avut o surpriză extrem de plăcută în timpul acelui stagiu. Deci mi s-a părut cel mai frumos stagiu din facultate. Deci o lume atât de deschisă, atât de drăguț, atât de multe lucruri am învățat, atât de calm, deci fără stres, ca să zic așa. Deci a fost foarte, foarte plăcut și mi-a rămas așa imaginea pe retină. Iar după aceea, când am avut ocazia după absolvire să dau examen, mi-a plăcut să aleg această specialitate. Nu am putut să o aleg chiar din prima, a fost un examen foarte complicat. Noi am terminat în 1993, rezidențiatul s-a dat de-abia în 1994, iar în 1994 noi am dat împreună cu toate cele nu știu câte zeci de generații anterioare care nu mai dăduseră niciodată, pentru că așa era legislația. Nu mai exista secundaria ceva pe vremea aceea. Și deci a fost o concurență extrem de mare. Inițial a trebuit să aleg altă specialitate, dar ulterior, pe câteva luni, am putut să ajung din nou unde vroiam, din fericire. Iar supra-specializarea aceasta în boli tropicale a fost cea mai mare provocare de până acum? A fost o șansă atunci, tot foarte de mult. De fapt, eram doar de puțin timp în clinică, în 1997. A fost această ocazie, era o bursă organizată de statul român pentru români se specializeze la Facultatea de Medicină Tropicală din Bangkok, Universitatea Mahidol, una din cele celebre pe acest domeniu. Și am fost aleasă eu împreună cu doamna dr. Escoiu, o colegă, doamna șef de lucrări, este doamna dr. Escoiu, acum s-a retras aproape. Deci am avut șansa să mergem împreună acolo. Și să stăm o perioadă de niște luni bune în care am văzut tot ce înseamnă boli tropicale de la zero. Într-un loc care se ocupa cu asta, ca să zic. Deci absolut calificat. A fost într-adevăr o revelație. Ne-am întors de acolo extrem de instruită pe tema asta și am continuat și am încercat să upgradăm tot ce făceam noi deja pe această parte de medicină tropicală, pentru că inițial partea de boli tropicale, medicină tropicală, a fost inaugurată de fostul șef, unul din foștii șef, care a și înființat, de fapt, clinica de aici, domnul profesor Ludovic Păun. Dânsul a înființat clinica și această supra-specialitate, iar noi, practic, am reușit să continuăm această direcție. Iar ulterior, după ce am plecat de la Mahidol, am continuat legătura cu ei, și am început să extindem
toate aceste legături și cu restul mapamondului, ușor, ușor, cu colegi, oameni cunoscuți la conferință de profil. Și la un moment dat, în urmă câțiva ani, am reușit să ne încadrăm ca și boli tropicale, medicina călătoriei, boli de import, într-o rețea de supraveghere internațională care se ocupă de așa ceva. Există una europeană și una internațională care practic s-a aliat cu cea europeană. Se cheamă GeoSentinel, este o rețea de renume, iar cea europeană se cheamă Eurotravnet. Și noi facem parte cu clinica și cu spitalul din această rețea, comunicând practic în timp real și foarte rapid cu toate site-urile de pe tot mapamondul în privința acestor geni de afecțiuni. Deci este într-adevăr o provocare, este într-adevăr ceva util pentru toată lumea și deja în clinică ne-am creat, să zic, acest renume, nu numai aici, dar și împreună cu colegii ceilalți de pe tot mapamondul, care știu că suntem aici, știu că suntem noi și bineînțeles că tot ce înseamnă cooperare pe linie de informații, publicații, este extrem de utilă pentru toată lumea. Avem și anul ăsta vom avea și o conferință în domeniul bolilor tropicale și a medicinei de călătorie. E a doua ediție, prima a fost ceva timp în urmă, ne-am lenevit, dar sperăm ca de acum să nu mai fie așa un interval lung. Vom avea și această conferință în care vom avea fix acest subiect, boli tropicale și medicina de călătorie, și în care vom avea invitați toți colegii din, sau mă rog, cei mai relevanți, să zic, din această rețea. Sperăm să fie bine. Știți că pare foarte puțin familiar când vorbești despre bolile tropicale și medicina de călătorie. Pentru că mă gândesc așa, câți români, în momentul în care își planifică o călătorie undeva mai departe de țară, se gândesc să meargă și la un specialist să întrebe despre riscurile? Din fericire, din ce în ce mai mulți. Se este foarte lucrul acesta? Da, din ce în ce mai mulți. Devine un obicei bun. Asta e îmbucurător cu adevărat. Educație medicală, cred că se cheamă. Eu zic că e foarte bine. Bine, mulți își au informațiile de pe internet. E adevărat. Asta este... uneori și diagnosticul ne-l punem cu ajutorul internetului, știți? Dacă e vorba doar de informația că eu plec în Etiopia și a trebuit să-mi fac un vaccin, hai să mă să întreb pe cineva, este foarte bine. Dacă e vorba de informația, îmi iau lista de pe nu știu ce site și mă duc și încep să-i dictez doctorului că trebuie să-mi facă 1, 2, 3, 4, atunci răspunsul nostru este pentru restaurant, puțin mai încolo pe dreapta, că noi nu avem meniuri din care să alegem, așa. Dar ea devine un obicei și e bine pentru că din acest punct de vedere noi avem chiar în spital un cabinet de vaccinări pentru boli tropicale și medicina călătorinei, care se ocupă practic de toată această consiliere pre-expunere. Da, înainte de orice călătorie, avem din ce în ce mai mulți pacienți. Deja este o întreagă agitație în jurul unei liste de așteptare, că avem totuși niște programe, putem să stăm 24 de ore. 24 asta înseamnă. Și de data aceasta, vă rog să îmbrăcați haina directorului medical. Asta înseamnă că, fiind o cerere în creștere, va trebui să și suplimentați cumva activitatea aceasta. Bineînțeles, avem colegi care asta fac. Colegi tineri pe care îi instruim și ușor-ușor îi introducem în acest circuit al vaccinării și consilierii pre-expunere. Și, bineînțeles, că activitatea sporește, văzând cu ochii pe tema asta. Pe noi ne face foarte fericiți din punct de vedere medical, pentru că avem ocazia să instruim toți pacienții care călătoresc în zone de risc pentru diverse boli, în privința prevenirii tuturor felurilor de boli. Și în același timp avem ocazia să le spunem, bun, dacă totuși te îmbolnăvești de altceva în zona în care te duci, la întoarcere mai treci o dată pe la noi și ne ocupăm de ce se înseamnă consiliere post-expunere. Da? Vine de acolo cu sau fără un semn de boală, depinde la ce s-a expus. Deci întotdeauna poate să mai aibă o conversație cu noi în privința unui eventual risc sau unei eventuale expuneri în zona respectivă. Și bineînțeles, dacă din nefericire achiziționează o boală de import, partea de clinică este la dispoziție și avem foarte multe cazuri de pacienți cu malarie, cu febră hemoragice, cu tot felul de afecțiuni parazitare, altele de import,
nu numai din zonele acestea exotice, unii au fost veniți chiar din bazinul mediteranean cu niște boli specifice zonei, dar care nu există în România, la care diagnosticul s-a pus destul de dificil până când s-a lămurit toată lumea ce aveau respectiv. Deci avem experiență inclusiv în patologia de import, nu numai în consilier, pre- și post-expunere. Deci eu zic că pe acest capitol avem, să zic așa, servicii complete. Vreau să mai rămânem puțin aici și să-mi spuneți cam care sunt destinațiile sau destinațiile cele mai frecvente pentru care românii vin înainte să se informeze și cele pentru care dumneavoastră recomandați ca înaintea unei călătorii să existe această întâlnire cu specialiștii. Evident că ideal este pentru orice călătorie în afara Europei. Da. Aici ne referim însă în special Africa, Asia, mai ales Asia de Sud-Est, dar toată Asia, și bineînțeles America Centrală și de Sud. Dacă vorbim de America de Nord, mai puțin, dacă vorbim de Europa de Vest și mai puțin, dar chiar și acolo, câteodată sunt în desfășurare mici izbucniri epidemice, pe care e bine să le, nu e ceva constant sau așa cu recomandarea la lung, dar e bine să informăm respectivul pacient. De exemplu, viceversa, cum era la noi epidemia de rujeolă, știți că exista atenționare în OMS, că atenție, dacă veți călători în România, vaccinați-vă de rujeolă. Deci ceva de genul ăsta, numai că în alte țări. Deci e bine înainte de oricare călătorie în afara Europei, în general, da? Și la Americii de Nord. În rest, sunt zone potențial cu boli. Și să nu uităm că nu sunt suficiente niște hărți și niște recomandări generale de pe internet. Pentru că acelea nu se updatează foarte, să zic, zilnic sau săptămânal. Exemplu, să zic, clasic din ultimii ani este cel al vaccinării și epidemiei de febră galbenă din Brazilia, unde exista clar o hartă cu zone de vaccin, zone fără vaccin. La un anumit moment, în 2017-2018, a avut loc o extindere a cazurilor în Brazilia, pe zonele orașelor mari, da? Rio, nu, São Paulo, așa. Și atunci upgradarea și a informației în sistemurile oficiale a fost cu niște luni întârziere. Dar noi ce am văzut? Noi am văzut cazuri. Noi am văzut cazuri venind de acolo și noi am văzut raportări ale colegilor din această rețea de supraveghere, care au precedat cu mult updatarea hărților. Și pacienții care ne-au consultat pe noi înainte au beneficiat de vaccinare în zonele care aparent nu necesitau vaccin, cu mult înainte să se recomande. Și bineînțeles că au evitat îmbolnăvirea. În schimb, cei care nu s-au vaccinat au venit bolnavi. Există patologii frecvente cu care vă confruntați pe această categorie de pacienți care revin din diferite sejururi? Da, da, da. Cele mai multe sunt cazurile de malarie și cazurile de febră, denghe și chikungunya, care vin din, mai ales din Asia, într-adevăr, iar malaria mai ales din Africa. Astea sunt cele mai frecvente. Bineînțeles că aici trebuie să menționăm și cazurile de tulburări digestive, în special diarea călătorului, care poate să fie o simplă diarea călătorului sau cazuri de parazitoze mult mai severe, amibiază. Astea sunt puțin mai rare. Dar cele mai frecvente, malariile și febrele hemoragice, astea sunt la ordinea zilei. Și suntem consultați și de colegi din altă parte a țării, de regulă, care ne sună și ne spun: avem cu tare, ce credeți, puteți să-l preluați? Îl preluăm cu drag de fiecare dată, încercăm să facem tot ce omenește posibil să ajutăm. Din păcate și aici, chiar în patologia de import, există o problemă de educație medicală, pentru că sunt pacienți care, deși știu din ce zonă vin, deși știu că poți fi bolnav de aia, deși au semnele clinice clasice, preferă să te acasă tratament simptomatic și să-ți vină ție după o săptămână, când deja prognosticul devine infaust, dacă vorbim de malarie. Și partea cealaltă, educația medicală a doctorilor, e o problemă în privința asta, câteodată. Partea bună este că rămâneți, spuneați, în această legătură cu, și cu colegii din, da, din țară. Da, da, și încercăm să, mă rog, să intervenim de câte ori se poate, nu avem, cum să zic, aere de ceva superior, dar încercăm să ajutăm
întotdeauna când ni se cere sprijinul la aceste cazuri. Și de multe ori am luat acești pacienți și i-am tratat la noi și lucrurile au mers bine. Dar pentru aceste patologii frecvente, pentru, și aici nu o să le detaliem pe fiecare dintre ele, dacă pacienții aceștia, călătorii aceștia, ar veni înainte la dumneavoastră, pentru multe dintre ele ar exista posibilitatea vaccinării, astfel încât ei să nu vină, să nu devină pacienți? Da, bineînțeles. Sunt pentru bolile principale, să zic. Există mijloace de profilaxie, există pentru febra galbenă, pentru febra tifoidă, pentru hepatitele virale, polio, asta intră și în vaccinările noastre obișnuite. Există pentru infecția meningococică și să nu uităm de profilaxia antimalarică, care înseamnă administrarea unor scheme de tratamente de profilaxie anterior, în momentul călătoriei, ca să eviți îmbolnăvirea. Și mai există câteva tipuri de vaccinări diferențiate pe anumite zone, dar care, într-adevăr, au efect pe principalele tipuri de boli, cele mai severe. La un moment dat aș fi fost tentată să cred că supra-specializarea aceasta a dumneavoastră v-a dus într-o zonă limitativă, cumva. Observ din dialogul pe care îl avem că nici de cum nu stau lucrurile așa, că patologia românească este din ce în ce mai provocatoare la capitolul acesta. Da, românii călătoresc extrem de mult. Extrem de mult și din ce în ce mai mult. Deci constat așa cu stupoare când văd în absolut orice sezon, în absolut orice dată, lumea călătorește în cele mai inedite colțuri ale lumii și deja s-a trecut de la călătoriile organizate cu ghid, cu traseu, cu totul foarte clar, care sunt cele mai puțin riscante, pentru că de obicei beneficiază de profilaxie, de condiții speciale, evitarea expunerii la riscuri inutile. Am trecut la capitolul de călători independenți, cu rucsacul în spate, turneu până Asia de Sud-Est, câte boluna, cu rucsacul în spate, prin tot felul de locuri foarte pitorești, dar foarte expuse, ca și risc. Deci astea sunt cele mai, să zic, din ce în ce mai multe în acest moment. Așa că, într-adevăr, românii călătoresc foarte mult. Să nu uităm de cei care merg la muncă în străinătate. Vă povesteam de cazurile acelea din bazinul mediteranean. Era vorba de leishmaniază viscerală, o boală parazitară inoculată de fleboton, un gen de țânțari local și care au o endemie extrem de importantă în acel, în zonele bazinului mediteranean, țările din jur. Din ce țări au venit? Spania, în special. Era vorba de cei care, la vremea respectivă, știți că erau foarte mulți care mergeau la cules de căpșuni. Deci am avut destul de mulți pacienți de acolo. Italia, Grecia, Malta. Rămâne în continuare crescut numărul acestor pacienți? Care din fericire nu mai este crescut. Din fericire sunt doar cazuri sporadice în ultimul timp, dar atunci a existat așa un număr mai mare pentru că și cei care mergeau să muncească în zonele respective și stăteau în condiții improprii, dormeau în aer liber, adică erau expuși vectorului foarte mult. Pe vremea aceea erau mulți. Acum înțeleg că nu mai sunt atât de mulți care să lucreze în aceste condiții, drept care cazurile sunt doar sporadice, din fericire pentru noi. Deci există și români care merg la muncă și numai să nu uităm de cei care merg la muncă în Africa. Sunt foarte mulți constructori care vin și ne cer sfatul înainte să meargă și mai ales dacă vorbim de perioade lungi de ședere, de 6 luni sau mai mult, nici măcar nu mai ai cum să le dai profilaxia antimalarică și atunci e posibil să-ți vină direct cu boala. Doamna doctor, mulțumesc foarte mult pentru toate lucrurile acestea pe care le-am aflat astăzi de la dumneavoastră. Exact cum le spuneam telespectatorilor noștri la început, informația primară, aceea cu care fiecare dintre noi ar trebui să pornim la drum. Mulțumesc pentru întâlnirea, pentru dialogul pe care l-am avut și vă doresc mult succes în continuare. Și eu vă mulțumesc mult. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Ne întâlnim data viitoare la Jurnal de Viață. Până atunci, toate cele bune!